Mai întâi aș dori să spun că acest proiect este rodul unor eforturi mai vechi ale Muzeului de Etnografie, care au fost concretizate prin evenimente similare, dar de mai mică amplitudine, în anii trecuți. Ideea este că prin acest proiect ne-am gândit să dăm o mai mare amploare promovării patrimoniului. Considerăm că zilele patrimoniului cultural brașovean ar trebui în viitor să reunească mai multe instituții culturale care să depună eforturi pentru a promova acest patrimoniu prin activități comune fiecare în domeniul propriu de activitate. Dincolo de frumusețea muntelui Tâmpa și a împrejurimilor din țara Bârsei, ceea ce este reprezentativ pentru Brașov este patrimoniu construit și este patrimoniu imaterial reprezentat de tradiții, care arată, pe de o parte, valorile și, pe de altă parte, însemnătatea comunității brașovene. Și aici ne referim atât la români, cât și la sași, la maghiari și la alte naționalități conlocuitoare. De fapt, peste tot în lume, astăzi, turismul cunoaște o nouă dezvoltare alături de cea a turismului de masă și anume dezvoltarea turismului identitar, care nu se mai face musai cu ferivotul sau cu avionul sau cu autocarele, ci cu grupuri mici de turiști sau familii care se cazează în hoteluri drăguțe de genul boutique hotel și care încearcă să descopere specificul local și culoarea locală. Fără să fie teoretizat din care afară acest concept, a fost aplicat cu succes, mai ales în zona Mediteranei. Ne referim la zona Franței, a Spaniei, a Italiei, a Greciei, mai nou și a Turciei, unde vedem cum ești ca turist implicat în participarea la evenimente locale pe care le fac comunitățile, participarea la diverse degustări de preparate tradiționale, de băuturi specifice zonei, la vizitarea nu atât a marilor muzee, cât a muzeelor mici de nișă, care reprezintă mai mult spiritul comunităților din acea zonă. O diferență, spun eu, între felul în care este abordat acest turism în Franța, în Italia, în Spania și în țările din Europa răsăriteană, este dată și de faptul că dacă te duci în Italia sau în Spania sau în Franța, beneficiezi mai ales de produse locale și particip la sărbătorile și la evenimentele lor. Faptul că în zona noastră turismul identitar nu este promovat și că patrimoniul, chiar și cel imaterial, ce aici ne referim, nu atât la tradiții, dar până și la rețete și la preparate specifice, este dovedit de faptul că în România sau în Ungaria 80% din restaurante îți oferă pizze și paste și băuturi italiene și franțuzești în loc de cele din zonă. Ori atunci când, într-adevăr, toate comunitățile vor reuși să organizeze zile ale patrimoniului local, evenimente care să aibă legătură cu patrimoniul local, evenimente dedicate produselor din zona respectivă, atunci, într-adevăr, turismul acestui identitar va avea un rol însemnat și în zona noastră. Dar până când vom reuși acest lucru, trebuie ca cei din instituțiile culturale și ONG-urile care sunt active în această zonă să se pregătească și să creeze evenimente care să fie pe măsura așteptărilor publicului local, dar și a turiștilor care vin în străinătate. Din această perspectivă, zilele patrimoniului imaterial brașovean pot fi o alternativă la turismul de masă și la diverse manifestări în care specificul local este mai puțin pus în valoare și să ofere comunității brașovene șansa și oportunitatea
de a se prezenta în fața brașovenilor de dată recentă care s-au așezat în cartierele din nordul Brașovului, dar și turiștilor care cunosc mult mai puțin despre comunitatea brașoveană. Și aici mă refer la absolut tot ce înseamnă eveniment de promovare a culturii tradiționale, la tot ceea ce înseamnă eveniment de promovare a civilizației urbane, la tot ceea ce înseamnă eveniment de promovare a multiculturalității brașovene și la tot ceea ce înseamnă patrimoniu cultural în sensul cel mai larg. Nu pot să separi de obicei mâncarea și bucătăria de anumite evenimente. Evenimentele în aer liber, evenimentele de o jumătate de zi, de o zi, trebuie însoțite cu mâncare. Asta ne învață înțelepciunea din Străbun. Toate maialurile, toate jocurile, toate sărbările satelor, toate sântiliile erau evenimente la care, pe lângă partea de prezentarea jocurilor, a costumelor, a tradițiilor locale, veneau și producătorii locali care ofereau mâncare. Fără, să zic, această componentă, evenimentele sunt sărăcite, iar publicul dispare rând pe rând, pentru că lipsește ceva. Pe de altă parte, aș vrea să spun că evenimentele care privesc civilizația urbană a Brașovului au un alt rol. Acela de a arăta cum o comunitate harnică și serioasă a reușit să supraviețuiască sute de ani, fiindcă au descoperit un lucru esențial, înaintea majorității comunităților din România. Faptul că dacă nu te naști dintr-o familie nobilă sau nu ești vreun fiu de regină sau de principesă, singurul mijloc prin care poți ajunge cineva este învățătura, cartea. De asta au brașovenii din cele mai vechi timpuri școli și să se și românești și de asta a fost aici, să spunem, și originea tiparului și a limbii literare, pentru că brașovenii înaintea tuturor s-au prins că educația și cultura te pot face cineva. Noi încercăm să prezentăm prin acest proiect pe care îl propunem comunității brașovene doar un mic aspect din ceea ce reprezintă vasta moștenire culturală a comunităților. Sperăm ca în viitor să extindem acest proiect, să îl ducem la nivelul de a fi inclus în agenda publică a comunității brașovene și a comunității județene și să fie unul din festivalurile care să ofere ONG-urilor, artiștilor, instituțiilor culturale brașovene oportunitatea de a prezenta ce are această comunitate mai însemnată. Rog acum pe colega mea să prezinte pe scurt sau cum își dorește activitățile din cadrul proiectului, da. Pentru că ce am prezentat eu au însemnat doar intențiile și scopul, iar dânsa ne va oferi acum un sumar al modului în care încercăm să atingem aceste scopuri. Care sunt tipurile de activități, care e gradul lor de interactivitate și ce sperăm noi să aducă ele comunității brașovene. Așa cum a spus și domnul Stănescu, proiectul nostru este un bun prilej să vorbim despre multiculturalitatea acestui oraș și să aducem în discuție toate grupurile etnice, să vorbim despre sași, despre maghiari, despre români și, de ce nu, chiar despre greci. Proiectul nostru are mai multe componente și mai multe evenimente. O să demarăm în 16 septembrie cu niște lecții ad hoc, am putea să le numim. Sunt două flash mob-uri organizate în Piața Sfatului și în Pietonala Coresii din Tractorul, în care turiștii, localnicii, vor fi invitați să descopere tainele dansurilor tradiționale, într-un mod inedit, am putea spune.
După acest eveniment, care prezintă deschiderea practică a ceea ce urmează să pregătim un proiect, urmează în 17 septembrie ziua porților deschise la cele două muzee ale noastre, Muzeul de Etnografie Brașov și Muzeul Civilizației Urbane a Brașovului. Prilej pentru turiști și pentru localnici să descopere o nouă expoziție prin care noi vom vorbi tot despre multiculturalitatea orașului, Călătorie scrisă pe cămăși. Este o expoziție care prezintă însemnătatea simbolurilor arhaice înscrise pe patrimoniul textil al tuturor comunităților din această zonă. De asemenea, în aceeași zi, publicul se poate înscrie la atelierele interactive Poveștile Brașovului. Va fi un atelier prin care poveștile sunt repovestite, să spunem așa, reinterpretate atât pentru adulți cât și pentru copii. Iar după aceste evenimente, în 23 septembrie vom avea spectacolul dedicat celor comunităților brașovene, dar vorbim despre cele mai importante grupuri etnice ale Brașovului. Zestrea brașovenilor se va numi spectacolul din 23 septembrie, se va desfășura în Piața Sfântului Ioan și vom auzi muzica și vom vedea dansurile acestor comunități. După acest eveniment, vom avea în partea a doua a proiectului, așa cum a povestit și domnul Stănescu, la finalul lunii noiembrie, spectacolul Daliana, spectacolul dedicat tradițiilor și colindelor de iarnă. În timpul acesta, noi vom continua să promovăm patrimoniul imaterial al Brașovului printr-o metodă mai aproape de cei de școlar, să spunem așa. Vom avea niște casete luminoase, sunt niște vizualuri care vor fi expuse prin rotație în unele din școlile brașovene, iar elevii vor putea vedea ce înseamnă dans tradițional, ce înseamnă costumele brașovenilor și să descopere toate aspectele acestea despre care noi vorbim în proiect. Pe lângă acesta o să sărbătorim de asemenea și centenarul Societății Junilor Brașovecheni, o societate importantă pentru comunitatea brașoveană, pentru moștenirea culturală a brașovenilor, unde vom pregăti o lansare a unui album dedicat centenarului acestora. Cam asta este agenda de evenimente din perioada septembrie-noiembrie anul acesta. Și ar mai fi de adăugat faptul că această expoziție pe care noi o pregătim sus, în care vorbim în mare măsură despre ie și cămașă, dar în sensul de piese de port care aparțin mai multor comunități, că ie se numește numai un anumit tip de cămașă feminină, iar cămașa poate fi purtată și de bărbați și de femei, și sunt mai multe tipuri de cămașă. Deci această expoziție pe care noi o pregătim aici, în mansardă a Muzeului Civilizației Urbane și care se numește Călătoria scrisă pe cămăși, la care face parte dintr-un proiect de cercetare al nostru intitulat Ia și cămașa de acasă. Da, deci ea este, reprezintă un rol al cercetărilor colectivului muzeului. Prin acestea încercăm să arătăm cât este de importantă multiculturalitatea, cât sunt de importante influențele reciproce și cum se văd acestea la nivel de port tradițional în zona Brașovului și a țării Bărsei. Practic, expoziția va fi deschisă în toată perioada proiectului și vom încerca să o valorificăm și în perioada post-proiect, fiindcă avem solicitări de colaborare de la alte muzee din țară care și-ar dori să facem schimb de acest tip de expoziții. Ce este însemnat și merită să fie spus este faptul că prin zilele porților deschise la Muzeul de Etnografie
încercăm să ducem mai aproape publicul din Brașov. Noi, prin genul acesta de proiecte și prin proiectele noastre expoziționale, ne atingem adesea targetul de vizitatori înainte ca expoziția să fie definitivată. De asta, de obicei, încercăm spre sfârșit să oferim anumite gratuități celor care vin. De data aceasta, gratuitatea vine chiar de la început și oferită în cadrul proiectului, prin aceste zile ale porților deschise. Această expoziție va putea fi vizitată în toată perioada proiectului. Considerăm că este un moment deosebit, pentru că destul de rar se scot genul acesta de elemente de port din depozite pentru a fi expuse. Și atât publicul local cât și specialiștii vor avea ocazia să vadă unele dintre cele mai frumoase și mai valoroase elemente de port tradițional din colecțiile muzeului. În ceea ce privește ultima parte a proiectului, așa numitul festival, să spunem, Daliana, Festivalul de Tradiții de Iarnă, acesta va avea și o parte, să spunem, de concurs în care încercăm să le oferim participanților și un stimulant în ceea ce privește spiritul de competiție, da? Nu, nu. Deci, în sensul că festivalul la care toată lumea participă sunt foarte bune, dar considerăm că ideea unui concurs în care cei care se descurcă cel mai bine sau cei care arată că sunt mai bine pregătiți și de ce nu, poate chiar mai talentați decât alții, merită să fie recompensați cu o diplomă, cu un certificat care să ateste valoarea la un moment dat, este binevenită. Va exista un juriu și în cadrul acestui eveniment se vor acorda și premiile. Ce este important de spus este faptul că în zona Țării Bârsei s-au păstrat multe tradiții care amintesc de organizarea de sat. Dar ele s-au păstrat în mediul urban. Aici vorbim de Brașov, vorbim și de alte orașe, de Sărcele, vorbim de Tohan, care într-un mediu urban au păstrat obicei de ceată de feciori, colinde, obiceiul colindatului și altele. Lucru pe care nu îl întâlnim în majoritatea orașelor din România. Nu mă refer aici că în alte părți nu se colindă, da, dar la modul neoficial sau dezorganizat, pe grupuri, pe prietenii, pe familii. În zona noastră, vedem că în câteva orașe există grupuri de păstători de tradiții, de tineri, de feciori, care continuă obiceiul de ceată tradițional, care continuă jocurile și care continuă să meargă la colinde și păstrează aceste tradiții. Ei sunt păstătorii vechilor colinde, ei sunt păstătorii vechilor tradiții de sărbători și iată că un oraș mare cum este Brașovul sau un oraș cum e Tohan sau altele găstuiesc astfel de grupuri care sunt mai curând specifice satului transilvanian. Le găsim mai ales în zona Făgăraș, în zona Rupei, în sudul Transilvaniei,
la mărginime, către Orăștie, în Hațec, etc. Dar ceea ce este specific cu comunității brașovene și a altor comunități urbanizate sau vase urbanizate din țara Rusiei, este faptul că la noi, în condiții urbane, s-au păstrat până azi obiceiurile sate. Iar aceasta arată tocmai faptul că românii din această zonă sunt conservatori și chiar dacă unele din structuri sociale, culturale, etc., nu se mai potrivesc cu organizarea satului de odinioară, unele dintre aceste reminiscențe ale culturii tradiționale sunt păstrate, sunt conservate și contribuie la patrimoniul cultural al comunității brașovene și al comunităților din această zonă. Iar acest fapt e de o însemnătate deosebită, pentru că astfel de lucruri nu le regăsim în Arad, nu le regăsim în Timișoara, în Oradea, în Cluj, da? Vorbim de ansambluri plătite de stat, vorbim de grupuri de copii, părinți, prieteni care fac aceste lucruri, dar nu vorbim de obicei de ceată, sau de colindul de ceată, sau de cântece de ceată, care sunt specifice mai ales lumii satului din Transilvania, mai ales în sur, și pe care, iată, că le regăsim în mare măsură și în unele comunități din țara Bursei. Și prin aceasta zic eu că este deosebit și acest patrimoniu imaterial prezentat de obiciurile de iarnă. Avem încă lucruri pe care alții le-au pierdut de mult. Acum 50 de ani, acum 100, acum 40.